Aproape 60 de asociații de proprietari din municipiul Deva au fost verificate de la începutul acestui an de către reprezentanții compartimentului de specialitate al Direcției de Asistență Socială Deva. Mai mult de 3 sferturi dintre acțiunile de verificare au fost efectuate ca urmare a sesizărilor transmise de către devenii nemulțumiți de modul în care își desfășoară activitatea cei care administrează asociațiile. În 30% dintre cazurile semnalate de devenii nemulțumiți au fost verificate documentele și situația financiară a asociației de proprietari pe o perioadă de cel puțin 3 luni, iar în urma verificărilor în activitatea acestora au fost constatate o mulțime de neconcordanțe, printre care repartizarea incorrectă a cheltuielilor comune, lipsa contului bancar al asociației, precum și a fondurilor de rulment și reparații, conducere incompletă a asociației de proprietari, adică fără președinte sau cenzor, neînregistrarea la timp a documentelor asociației, existența unor solduri negative în registrul de casă, eliberarea unor sume din caseria asociației de proprietari fără întocmirea documentelor justificative, inexistența contractelor de mandat, de prestări servicii sau de muncă în cazul persoanelor din conducerea asociației de proprietari, efectuarea de lucrări de reparații fără întocmirea documentelor justificative sau nedepunerea la termen a situației soldurilor elementelor de activ și pasiv. Acolo unde a fost cazul, asociațiile de proprietari au fost notificate cu privire la remedierea neconcordanțelor din activitatea desfășurată în termenele prevăzute de legislația în vigoare.